Salut pescari și bine ați venit la un nou episod în Cârlig. Suntem la Satu Mare, suntem pe balta Moby Dick, undeva aproape de Petea. O baltă frumoasă, îl am aici alături și pe Jolt. Jolt, crezi că vom reuși să prindem ceva astăzi? Speranța moare ultima. E cel mai bine și eu zic că mai e vorba aia românească, cred că merge și pe ungurește, cum se zice, vorbă multă, sărăcia omului. Șoc besei, țăgăi shake. E, așa că haideți să trecem la treabă. Este Jolt? Este. Că a meritat așteptarea. La ce dai? La Boilies. Boilies. Dar cu o aromă specifică pentru această baltă? Aș zice da. Da, e bine. Aș zice da, avem un Boilies care ne face cineva, nu noi, ne face cineva și mai cumpărăm și de la persoana respectivă. Ăștia trag mai rău. Oh, și salam. Adică de-aia jumătate, după cum văd eu, nu? Spaniol, da. Ce rău e. Da. Aha. Este. Așa, da? Nimic. Salteaua de primire? Prioritate. E obligatorie la tine aici salteaua de primire, nu? Exact. Rănești peștele. Aoleu. 9,70. Se dă pupicul de rigoare. Pa, Cristi, ai drill? Ai drill? Da. Jolt, văd că așchia nu sare departe de troichi, nu? Cam așa. De cât pescuiește Cristi? Acum nu pot să vorbesc cu el, că e 4-5 ani. 4-5 ani pescuiește. Și cel mai mare e? Avea capturi frumos, 13-14 kg a prins. Câteva bucăți. Frumos, frumos. Chiar... Sunt curios cum lucrează ea. Nici asta nu-i urât. Oho, uite că l-a adus. Du-te mai aproape, un pic. Bravo, Cristi! După cum ați văzut, am ajuns aici la Moby Dick și ați văzut un personaj foarte interesant, am să-mi dau șapca jos, un personaj interesant pe care îl cheamă Jolt. L-ați mai văzut poate anul trecut în emisiunea de Satu Mare. Da, suntem în Satu Mare, suntem la lacul, pot să-i zic lac, da? Da, da, Moby Dick, da. Și stăm alături de Jolt, prietenul emisiunii noastre, care anul trecut n-a putut să ne arate ce pește are în baltă și tocmai de aceea, fiind foarte curioși, ne-am gândit să îl căutăm pe neașteptate. Am venit astăzi aici, cum să vă spun, adică chiar nu i-am dat un telefon să-i spunem, băi, Jolt, venim să filmăm, să nu știu ce, și l-am găsit aici pe baltă. Ce credeți că făcea? Pescuia. După cum ați văzut, am avut deja 2 drilluri și mai așteptăm câteva. Mi-a zis că nu se poate să nu avem drilluri frumoase aici la Moby Dick. Jolt, în primul rând, bine te-am găsit, te salut. Salut, salut. Salut și telespectatorii. Vreau să știu și eu ce ai făcut de merge așa bine balta. Deci în mai puțin de o oră, cred că nici o oră, am luat 2 capturi frumoase. Ce ai făcut tu cu balta asta? În primul rând am populat pește. Deci eu cred că ăsta este singurul motiv care, dacă balta are pește, prins. Dacă nu are pește, nu prins. N-ai ce să prinzi, corect. Bățul. Câte hectare de apă ai tu aici pe bazinul ăsta? 6 hectare este luciu de apă, cu adâncime undeva la media, aș putea să zic 2,5 metri, cu câteva gropi, așa zis, de 4-5 metri, care știm locurile și nu-i secret, pot să spun și la pescari, dacă cineva e interesat să-i spun care este structura bălții. Balta este nouă, deci a fost populată și anul trecut, și în 2010, la sfârșitul anului. Deci, dar pescuitul se face din 2011. Ha! Ia să vedem! Captura zilei! Cine l-a prins? Aici autorul! Hai, altă-ți fac! Aduce acum. 14, 20, 14, 14. După aceea acolo era băiatul, m-a unit. Hai să-mi spui acum, pentru că marea majoritate a telespectatorilor, care sunt chiar și localnici din zonă de aici și din județele limitrofe și, bineînțeles, că tu aștept și pe cei din București, că nu e o problemă, da, cei din Sud. Chiar au fost din București. Chiar au fost. Deci, ce mărimi de pește, de crapă ai aici? Mai sunt și puieți de 5-6 kg, dar în general... Puieți de 5-6 kg. Dar în general cam peste 10 kg. Asta este... Deci media este peste 10 kg. Da. Așa, o captură mai deosebită? 18,60 s-a prins ieri. 18 kg și 600 de grame? Da. Wow. Un băiat care n-a prins în viața lui pește peste 2 kg. Nici n-a știut să-l scoată, ne-am chinuit aici cu el. Așa, uite-l că se apropie. Hai că rămân așa. Eu stau în stânga, tu du-te în dreapta. Bun. Tu nu mă molinează. Uite-l! Poți să-l lași așa acum, nu trebuie să molinesc, că e la mal. Ia-l pe ăla și încearcă cu el să le ții de margine. Uai, ai văzut? Mai mulina? Așa, ține-l așa, ține-l în mulinat. Ridică ușor vârful. Cum e, Patrick? Cum e să ai așa ceva în gândiță? Cum e? E fain. Ușor, ușor. Cristian, ajută-l un pic. Cristian, ajută un pic pe băiat. Puieții, încă mare n-am prins. Mare înseamnă aici de la 15 kg. Dă-te încolo, dă-te încolo. Așa. Ăștia sunt cioltani de 80 kg. Da, da, aer e... Așa. Da, cu așa ceva. Este! Bravo, Patrick! Bravo, Patrick! Uite-te acolo. Vezi, acum să te uiți la botă, să nu încurci celelalte. Așa. Cum e, Patrick? Ia, hai să-mi spui. Cum e senzația să scoți un așa frumos crapă? E fain. Te apuci de pescuit? Da. Așa. Hai că facem și poză. Trebuie să intre microbul în el. Hai să vedem, Patrick, acum Este clipa adevărului. Vedem cât are peștele tău, primul tău pește prins. Minus 1 kg. Minus 1 kg. Ia să vedem. Ia un pic mâna, Jolt. Așa. Păi are 10 kg, 24-25. Împinge-l ușor. Gata. Pa! Acum, ce vreau să te întreb? Am înțeles că tu ai un anumit regulament aici. Hai să spunem telespectatorilor, celor care vor să vină aici pe Moby Dick, cam cum se pescuiește aici. Deci, orice este voie care este în binele peștelui. Adică, cu bărcuță de momit, cu diferite... Deci este voie cu bărcuță de plantat. Da, da, nu este, cred. Așa? Se poate, sigur. Se poate și cu barcă mare. Dacă nu sunt pescari mulți, poate să vină omul cu barcă de 2 persoane, o persoană, merge frumos, duce, plantează, așa zis, momeala și cu monturile și cu tot ce vrea el să pună în baltă. Bineînțeles, nu orice, adică nu este voie cu prafuri, diferite prafuri din astea de cantități mari. Deci dacă punem numai pe arc. Pe arc, da. În rest, deci să... Bineînțeles, nada... Mălai, tot ce se poate. Exact, boiles-uri, exact. Pelete. Se face patul și se pune exact, acolo. Exact. Luăm boilesul. Da. Trecem prin el. Asta este un boiles solubil, deci trece direct prin el foarte... Nu ne trebuie să dăm cu burghiu. Trecem prin firul ăsta. Îl aducem peste el. Și punem un opritor. Și punem opritor. Care e bine să-l avem pregătit dinainte, că dacă nu, iese afară până cauți. Ai pus opritorul, ai tras un pic, l-ai tras peste el. Deci bila e foarte aproape de ac, adică la 1 centimetru. 15 cm. Nu, nu, bila față de ac e 1 centimetru. La centimetru am crezut de frumos, da. Nu, ani ieșind o bombă. Și băiatul... O lansezi tu, Cristi, da? Să scot ăsta afară, că aici avem o grămadă de pețe, că mai înainte am avut niște statile. Și vreau să te întreb, câte locuri ai tu aici pe baltă? 20 de locuri. 20 de locuri. Deci 20 de pescari pot să stea să pescuiască. Exact. Așa, de pe un mal. De pe un mal. Trebuie reținut că de numai pe un mal. Da. Deci malul celălalt totdeauna este liber și peștele cam acolo se simte în siguranță. Pentru că acolo este și trestie, deci am plantat, vreau să zic că partea opusă a lacului este plantat cu trestie și cu nadă și... Așa, pentru că este ca să se refugieze. Să poată refugia. Lungimea de aruncare, deci unde se poate arunca pe malul celălalt, e 135 de metri cel mai mult. Între 120 și 135 de metri. El nu stă chiar în mal. Atunci stau să mă gândesc la 100 de metri poți să arunci fără nicio problemă și să-l găsești exact acolo crapul. Așa. Acum văd că eu am și filmat un pic niște căsuțe. La ce folosesc aceste căsuțe? Păi este un refugiu pentru pescare, în primul rând. Dacă vrea cineva să vină chiar cu familia, de obicei doamnele sunt mai pretențioase puțin și nu vor să stea în aerul liber. Dacă vrea să aibă un pat, să aibă curent, să fie o priză de încărcat telefoane sau, mă rog, poate să... Și dacă vor să-și filmeze, pentru că vreau să vă anunț, dragi telespectatori, că începând de astăzi, vreau să fac o rubrică a dumneavoastră și numai a dumneavoastră, în care vreau să fac vedete pescarii. Și asta se va numi Videoteca Pescarului. Cei care pot să-mi trimită filmulețe cu pescuit cu drill-uri pe care le-ați avut dumneavoastră, puteți să trimiteți pe office@încârlic.ro/transfer. Deci încărcați pe transfer, iar eu îl primesc. office@încârlic.ro. Iar aceste filmulețe vor fi puse în emisiunea noastră, în emisiunea Încârlic. Și vă veți vedea dumneavoastră ce ați filmat, veți vedea și vor vedea și ceilalți pescari cum faceți drill-ul, ce pește ați prins și, bineînțeles, așteptăm și poze de la dumneavoastră pe care le vom pune pe site www.încârlic.ro. Să revenim, deci au tot ce își doresc pe scară aici pe baltă la voi. Da, terasă, frumos, 4 scaune cu masă. Se poate închiria și jumătate din căsuță, adică numai terasa, dacă nu vrea cineva să închirieze, așa zis, casa, pentru că dacă vine pe 12 ore, n-are rost să închirieze și interiorul, pentru că are terasă cu masă, cu 4 scaune și poate stea, nu stă chiar în aer liber, dacă e soare sau dacă e vânt, sau e un pic protejat, așa zis. Da, da, da. Și destul de interesant. Un preț foarte mic, deci părerea mea că n-are rost să mai vii cu cort sau cu, așa zis, pentru 20 de lei, nu merită. Am văzut pescari acolo, am văzut și un drill, unul sau două drilluri la cei pescarii care sunt la tine acum pe lac. Văd că erau foarte mulțumiți, unii erau, n-au mai fost, altul mai venise, mai fusese aici și văzuse despre ce este vorba și a zis, doamne, decât să mă duc pe o baltă în care stau să mă uit la bețe și să nu prind niciun pește, mai bine vin aici și pescuiesc frumos, am drill-uri, mă lupt cu peștele, că e un pește foarte luptător, am văzut, e pește rău. Pești sălbatici. Pești sălbatici. Apropo de pești sălbatici, tu de unde ai adus peștii? Ca să spunem celor din sud, că ei folosesc mai mult peștele de Bulgaria sau peștele din crescătoriile din sud, care are o formă un pic mai burtoasă, așa e mai burtos, ăsta parcă pare mai lung, mai șui. Da. Este crab de... Deci pot să zic că 80-90% sunt aduși din Ungaria. Deci sunt din crescătorii de lângă bălțile, de lângă Tisa, din Ungaria. Deci e crab de Tisa. Da. Pentru că și în crescătorii, de exemplu, ei înmulțesc crapul de Tisa. Pentru că și-au dat seama că se dezvoltă mult mai bine decât unul normal. Da, normal. Ce am văzut eu, este foarte bătăios. Da. E un luptător. Da. Păi dacă și unul de 5-6 kg... Până nu-l vezi la mal, crezi că e de 20. Așa, exact, așa trage, deci e extraordinar. Da. Acum, ca să fiu cinstit, eu am mai venit anul trecut la tine și am încercat un pic în canalul ăla. Am înțeles că tu ai ceva în perspectivă și pentru iubitorii de spinning. Recunosc că eu sunt mai cu spinning-ul acum de ceva vreme, încerc să învăț să pescuiesc la spinning și alău, știu că... Ce vrei tu să faci? Hai să spunem așa, din proiectele tale. Neoficial. Neoficial. Și să rămână în secret. Să rămână în secret, să nu spun la nimeni. Deci avem gânduri ca să facem și o baltă de spinning și dacă cineva este interesat, dar deocamdată este în fază de proiect. Deci nu este nimic încă concretizat. Oricum, terenul este deja văzut și gândit. Și gândit și cum se face. Da. Mai ales că ai canalul ăsta aici în spate, pe care este știucă. Da. Noi am încercat să dăm anul trecut aici, n-am reușit, acum este destul de puternic vântul și e mai complicat de a da, că aș fi încercat oarecum să dau și eu un pic la știucă pe canalul ăsta. Deci am observat pe canalul ăsta, dacă nu e soare, nu prind știucă aici. Nu știu de ce, care este. Noi, în general, mai dau și eu la știucă așa din când în când, dar cam 2-3 prindem pe zi. Și îl punem în baltă, deci eu nu mănânc nici știucă. O muți în partea asta? Da. Așa că, dragi pescari... 70 de bucăți am băgat anul trecut. Dragi pescari, dacă cumva rămâneți fără fir, aveți drill și rămâneți fără fir, să știți că e din cauza lui Jolt care a băgat știucă. Și șalău. Și șalău este popular. Da, am înțeles că ai băgat ceva șalău. 250 de bucăți am băgat. 250 de bucăți. Cel mai mic a fost undeva la 700 de grame cu 1 kg și cel mai mare la 4 kg. Deci șala e frumos. Deja pot să zic că e media undeva la 2 kg. Da, da, da. Interesant. Foarte. Tu ai și prins. Jolt, nici nu știu ce să te mai întreb. Eu zic să procedem la pescuit, la acțiune. Să mai prindem câte ceva, să arătăm telespectatorilor într-adevăr că această baltă este o baltă minunată. Vreau să vă spun că am prins eu ceva, am vorbit cu prietenii mei de la PSS, Satu Mare, și mi-au zis, bă, dacă vrei să filmezi și să vezi pești frumos, te duci la Jolt. La Jolt, la Moby Dick aici. Apropo, veneam și râdeam singur. Mi-a plăcut o singură fază aici pe balta ta. Când am intrat, am citit acolo lacul. Moby Dick. Vreau să vă spun că intrați români și ieșiți maghiari, că la final e scris în ungurește. Este fenomenal, mi-a plăcut, chestia extraordinară. Deci, vă spun sigur, intrați români și ieșiți maghiari. Da. Da. Nu, vreau să vă zic că aici este... 300 de metri totuși suntem de granița maghiară. Da, păi asta vreau să zic acum, că dacă vreți și v-ați plictisit în România, vă duceți 300 de metri mai încolo, da, treceți cu buletinul în partea cealaltă și aveți brațul mort al Someșului, aveți o grămadă de bălți și acolo. Da, da, da. Jolt, hai să nu mai pierdem timpul și să mergem la pescuit. Ok, mersi. No. Avem ghinionul să fi rușit miciocul. Așa, 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 așa. Nervosule, gata. După vreo 10 pești, astăzi în 5 ore, hă? Pescuitul. Cred că e cel mai mare. Păi, dar am venit de la București degeaba. Așa-i, uite, n-avem niciun băț imediat. Toate sunt scoase. Da, scoate în cârlic. De fapt, am avut ceva frumos astăzi în cârlic. Ține un pic așa. Eu îl ridic. Așa că este și nu tragi piciorul. Uite și boabele de... Uite, când ești. Boabele alea de porumb, cred că de dimineață în sacoșa asta. Nu cu porumb, deci n-am porumb. Să arătăm telespectatorilor, dar să știi că e greu. O să fac și poze cu asta, să știi. Uite așa. Ia uite. Stai că fac și poză. Așa. Merge? Merge, sigur. Hai, poză. Tisa. Hai să vedem și asta. Ia vezi, vin mai aproape. 11, 12, 11, 92, 12. 12, 12 kg fără 90. Haideți să vedeți cum pleacă în apă, pentru a-l putea prinde. E atât de obosit și atât de hoț. Gata, s-a pus. Și care? Pa! Ei, frumos. Drill de crab, adevărat. De mult l-ați mai văzut la Încărlig atâtea capturi. Sper că vă place ceea ce vedeți în emisiunea noastră. 12 fără un sfert. Și 12 fără un sfert. Pe Moby Dick. Pe Moby Dick. Satu Mare. Și cred că ați adormit un pic astăzi. Hei, cam așa arată o zi de pescuit plin. Ați văzut câte capturi am luat? Iar pentru Jolt vreau să-mi dau jos șapca. Deci jos pălăria pentru ce baltă are aici. Ați văzut, e incredibil câte capturi și ce capturi frumoase. De mult l-am mai pescuit așa, cel puțin în zona de sud. Sunt doar câteva lacuri care au așa pește. Pe o suprafață destul de, să zicem așa, la 6 hectare. Nu e o suprafață mare, dar o densitate de pește foarte mare. Dacă v-a plăcut, puteți să ne scrieți pe office@încărlig.ro. De asemenea, vreau să vă reamintesc că aștept videoclipurile dumneavoastră pe aceeași adresă. Puteți să vedeți emisiunile noastre pe www.încărlig.ro și de asemenea pe pagina de Facebook Încărlig. Până săptămâna viitoare, să aveți Încărlig!